Ne revedem din nou, dragi prieteni, stimați creștini. Pentru mine e o mare onoare să repet cuvintele scrise de Dumnezeu în această carte și să avem împreună părtășie ca niște oameni care am ajuns la vârsta la care ne verificăm valorile achiziționate în cultura în care ne-am născut și am copilărit și ne gândim cu responsabilitate la faptul că viața fiind scurtă și trecătoare, este bine să corectăm lucrurile care sunt strâmbe. Astăzi aș vrea să vorbim împreună despre investiția și profitul lui Dumnezeu, despre afacerea lui Dumnezeu. Spun lucrul acesta așa în mod simbolic, pentru ca să ajung la pilda semănătorului, unde Dumnezeu seamănă, seamănă bine, seamănă mult, dar profitul investiției este foarte mic, adică 25%. Dacă afacerea pe care o faci, o ai, ar avea un profit doar de 25% în timp ce ai investit 100, în ce măsură ai mai fi curajat să continui? Dumnezeu este în situația aceasta. Există în Biblie o pildă celebră, Matei, capitolul 13, intitulată Pilda Semănătorului. În general, pilda sau parabola este o întâmplare imaginară cu un singur adevăr central, spusă în contextul obiceiurilor vremii, după tiparul de gândire al oamenilor de atunci. Sau pilda este o povestire fictivă, dar în același timp realistă. Pilda semănătorului este una dintre cele 15 pilde spuse de Domnul Iisus Hristos despre împărăția cerurilor. 7 dintre aceste pilde fiind incluse în capitolul menționat puțin mai devreme cu numărul 13 din Evanghelia după Matei, care e prima dintre cele 4 și prima carte a Noului Testament. Aceste pilde sunt numite și pildele sau tainele împărăției cerurilor. Cuvântul împărăție este menționat de 55 de ori în Evanghelia după Matei, care Evanghelie este scrisă evreilor și este denumită Evanghelia împărăției sau Evanghelia împăratului. Dintre cele 42 de pilde scrise în cele 4 evanghelii, pilda semănătorului face parte din categoria pildelor interpretată de Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să privim puțin la definirea celor 4 termeni pe care Domnul îi folosește în pilda semănătorului. El folosește termenii semănătorul, sămânța, pământul, adică solul și dușmanii semănături. Semănătorul este Domnul Hristos, spune Biblia Matei 13:37, cel ce seamănă sămânța bună este Fiul omului, adică Hristos Domnul. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, spune Matei 13:19, prima parte, cuvântul împărăției. Este Biblia, e cuvântul lui Dumnezeu predicat. Iisus spunea, cuvintele pe care vi le-am dat eu sunt duh și viață, sau cine ascultă cuvintele mele și crede în mine are viață veșnică. De remarcat aici este faptul că deși există o singură sămânță, sămânța aceasta rodește într-un pământ și nu rodește în altul, ceea ce ne spune că sămânța fiind semănată în 4 diferite soluri, numai unul dintre soluri dintre pământ este roditor, este pregătit și amenajat pentru semănare. Aceeași sămânță, iată dar, de aceeași calitate, cu același semănător, semănată în același timp, rodește într-un pământ și nu rodește în celelalte 3. Dacă tot vorbim de pământ, pământul este inima omului care aude Evanghelia. De pildă, spune Evanghelia, sămânța căzută este cel ce aude cuvântul lui Dumnezeu. Dușmanii semănătorii sunt cei care distrug sămânța, opresc creșterea, rodirea sau maturizarea ei. În pildă, Domnul spune câteva simboluri. Păsările cerului care au mâncat-o, pentru că fiind semănată lângă drum, a fost pământul bătătorit și nu a intrat în pământ. Soarele fierbinte a uscat-o fiindcă a fost semănată pe un sol pietros, rădăcinile nu au fost bine înfipte în pământ și nu au putut să-și tragă hrana. Spinii care au acoperit-o pentru că a fost semănată într-un loc unde pământul nu a fost pregătit. Remarc pentru a doua oară faptul că aceeași sămânță, iată dar că rodește doar unde pământul a fost pregătit, nici de cum lângă drum, nici de cum într-un sol pietros și într-un loc cu spini.
din cei 4 ascultători, 3 se convertesc și din acest punct de vedere, pilda vorbește despre mântuire. Ceea ce vreau să subliniez, stimați ascultători, este că această pildă are 2 mesaje. Primul dintre ele este un mesaj de convertire, de evangelizare. 4 oameni, le este predicată Evanghelia. 3 spun da, acceptăm cuvântul, credem în el, ne căim de păcatele noastre, le regretăm, avem remușcări pentru trecutul nostru, pentru stilul nostru de viață din trecut și ne întoarcem la Dumnezeu. Unul singur spune, mie nu-mi trebuie, eu am credința mea, eu nu cred în Dumnezeu, eu sunt ateu. Din punctul acesta de vedere, pilda aceasta este o pildă a convertirii. 3 cred, se convertesc, 1 respinge. Însă, dintre cei 3 care se convertesc, numai unul se maturizează producând rod, că 2 se pierd pe drum. Cu alte cuvinte, aici pilda nu mai are rolul de convertire, ci are rolul de rodire. Cam așa se întâmplă în plan practic. Ori de câte ori se predică Evanghelia, cineva acceptă și altcineva refuză. Însă, dintre cei care acceptă, unii se pierd pe drum, răzgândindu-se între timp, sub influența prietenilor sau a poftelor de odinioară pe care el nu le poate respinge. Deci, din cei 4 ascultători, 1/4 este al lui Dumnezeu și 3/4 este din lume. 1/3 e al lui Dumnezeu, 3/3 sunt în lume. Pilda semănătorului prezintă pe de o parte dragostea lui Dumnezeu care oferă tuturor în egală măsură. Observați la fiecare categorie de pământ, același semănător, aceeași sămânță în același timp. Este dragostea și harul lui Dumnezeu care dă soare, care dă apă și binecuvântare pentru toți oamenii. Dar, pe de altă parte, prezintă și responsabilitatea omului, responsabilitatea pe care el o are în alegerile pe care le face, să accepte sau să respingă mesajul lui Dumnezeu. Haideți să privim puțin în urma acestei scurte introduceri la cele 4 categorii de sol, care de fapt sunt cele 4 simboluri pentru cele 4 categorii de oameni sau pentru cele 4 tipuri de reacție la chemarea lui Dumnezeu pentru căință, pentru credință, adică pentru mântuire și naștere din nou. Prima categorie de sol, marginea drumului. Ăsta este pământul bătătorit, adică e omul bătătorit, omul uscat. Această categorie de pământ este bătătorit de trecători, de animale, de mijloace de transport și sămânța nu poate să intre în pământ, pentru că solul e tare. Acest pământ îl simbolizează pe omul care nu înțelege. E tare. Omul acesta este așa de tare încât mintea lui nu poate fi penetrată de niciun adevăr. Omul ăsta nu știe și grav nu-i că nu știe și grav este că nu știe că nu știe. Ascultătorii din această categorie sunt oameni bătătoriți și nu înțeleg Evanghelia din 2 motive. Sunt călcați în picioare de trecători, adică ei au în jurul lor oameni care creează percepții și opiniile acelor oameni devin opiniile lor. Oamenii aceștia nu gândesc, ci ei culeg gândurile altora și sunt conduși prin opiniile altora. De asemenea, e mâncată de păsările cerului. Cu alte cuvinte, ei trăiesc în anumite sfere de influență unde toate lucrurile pe care ei le gândesc trece prin filtru și aprobarea cuiva din jur, cineva din jur care este o persoană influentă, e un fel de mentor și ăla îi spune, bă, n-ai făcut bine, nu te mai duce la biserică, nu te mai ruga, mă, că nu câștigi bani rugându-te. De parcă în lumea aceasta totul ar fi bani. Păsările îl simbolizează pe cel rău, adică pe diavolul. Intenția lui este să smulgă tot ce se seamănă bun în inima noastră. Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari la urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu. Iată dar cum califică Dumnezeu generația de atunci și poate, dacă nu vă e cu supărare, și generația de acum. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, spunea Pavel în 2 Corinteni 4, 3-4, e acoperită pentru ca cei care sunt pe calea pierzării, a cărui minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeului veacului acestuia, să nu vadă strălucind lumina Evangheliei lui Iisus Hristos. Oameni care se află pe calea pierzării. Cine poate să întoarcă un om de pe calea pierzării? El să se întoarcă răspunzând chemării lui Dumnezeu. Problema acestui om cu inima și mintea bătătorită de păcat este insensibilitatea la Evanghelie, care se manifestă prin dispreț, prin ironie, prin indiferență, râde și batjocorește. Nu știe de ce râde, dar râde. Nu știe de ce batjocorește, dar batjocorește. N-a citit în viața lui Biblia, dar batjocorește și râde de Biblie pentru că a auzit și el pe cineva că Biblia nu este adevărată.
oameni care sunt conduși de spusele altora. Al doilea fel de pământ, locurile stâncoase, adică împietritul, superficialul. Acest sol îl reprezintă pe ascultătorul care aude cuvântul, îl primește îndată cu bucurie. Partea rea este faptul că sămânța care a căzut în pământ, un pământ acoperit cu pietre, nu-și poate înfige rădăcinile în pământ, motiv pentru care se usucă, n-are rădăcină și ține până la o vreme. Ăsta este omul care aude mesajul Evangheliei, încearcă o emoție puternică, se zguduie de plâns și spune: de astăzi înainte îl urmez pe Dumnezeu, termin cu păcatele că mi-am stricat viața și familia, poate sănătatea. Și lucrul ăsta ține 2-3 zile, 2-3 săptămâni. Și pentru că el nu iese din contextul păcătos care îl atrage înspre păcat, care îl susține și îl hrănește cu păcat, el nu se hrănește în noul mediu în care a intrat, nu se întovărășește cu alți oameni, nu-și schimbă sferele de influență și nu are rădăcină, nu poate să rămână în domeniul, în dimensiunea aceasta în care a intrat și se usucă totul în el. Oamenii din această categorie se răzgândesc. Biblia ne spune: când vine ispita, ei cad. Se întâmplă uneori că cineva se convertește și pur și simplu are un accident sau îi se întâmplă ceva rău după o vreme. Și toți oamenii vin și spun: ai văzut? Din cauza faptului că te-ai convertit. Stimați prieteni, dumneavoastră vreți să-mi spuneți mie că cineva care se convertește trebuie să nu se mai îmbolnăvească, trebuie să nu îi se mai întâmple niciun accident? Dacă da, am și eu o întrebare pentru dumneavoastră. Dar cuiva care nu se convertește, îi se întâmplă un accident, de ce nu spuneți că tocmai de-aia îi se întâmplă accidentul, că nu s-a convertit? Dacă nici la vârsta aceasta nu suntem cinstiți și nu gândim drept, atunci vom umbla strâmb și vom muri strâmb. Biblia ne spune despre oameni care atunci când vine ispita cad și despre oameni care atunci când vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului se lapădă de el. S-ar putea să fie o soție, un soț, un copil sau un părinte care ajunge acasă după ce s-a convertit și dintr-o dată toată familia îi se urcă în cap. Iertați-mi expresia. Și spune: oh, ce ai făcut? Ne-ai făcut de rușine. Stimaților, v-a făcut de rușine că nu mai se îmbată? Că nu-și mai înșală tovarășul de viață? V-a făcut de rușine că nu mai sponsorizează magazinele care vând alcool? Cu ce s-a făcut de rușine? S-a făcut de rușine că nu mai minte? S-a făcut de rușine că spune adevărul? S-a făcut de rușine că se roagă pentru familia lui să aibă Dumnezeu milă și să-i ferească de nenorociri și de necazuri? Da, ciudat fel de a se face de rușine. De ce suntem împotriva corupției? De ce suntem împotriva răutății, a minciunii, a furtului, a răzbunării, a violenței? De ce suntem împotriva la tot ceea ce ne deranjează, dacă de fapt lucrurile astea sunt virtuți pentru noi? Să ne hotărâm care e adevărul odată, la bal sau la spital, la dreapta sau la stânga. E bun păcatul sau nu-i bun? E bună corupția sau nu-i bună? E bună doar când suntem noi și e rea când sunt alții? S-ar putea să doară felul direct în care vă vorbesc, dar nu vă vorbesc din mândrie și din superioritate. Vă vorbesc că mă doare ca la vârsta aceasta să gândim atât de strâmb. Dacă un lucru e rău, e rău și când îl facem noi și când îl fac alții. Dacă violența, dacă furtul, dacă destrăbălarea care ne deranjează pe noi este rea, la fel de rea este și cea care îi deranjează pe alții. Pentru că, la modul general, aceste lucruri deranjează pe Dumnezeu și pe oameni. Pocăința la nivel emoțional, întoarcerea lui la Dumnezeu determinată emoțional, s-ar putea să nu țină multă vreme. Problema acestui om cu inima împietrită este frica de necazuri. Frica de necazuri. Al treilea pământ, pământul înconjurat de spini, acesta este materialistul. Această categorie de pământ îl reprezintă pe cel ce aude, primește cuvântul, dar nu rodește. De ce? Biblia ne spune în Matei 13:22, a doua parte: grijurile lumii, preocupări lumești îi iau timpul, îi iau pasiunea, îi iau energia și resursele care ar trebui folosite pentru ca să aducă rod pentru Dumnezeu. Pe lângă grijile lumii mai sunt înșelăciunea bogățiilor. Oamenii aceștia nu mai pot să fie necinstiți dacă se întorc la Dumnezeu. Nu mai pot să mintă, să înșele, să facă afaceri dubioase, necinstite.
Și atunci ei realizează că întoarcerea la Dumnezeu înseamnă pierderea banilor, a unei părți însemnate din câștigurile lor, și au de ales între Dumnezeu sau între câștiguri fabuloase făcute prin tot felul de mijloace necinstite. Și sigur, aleg banii. Unde e nevoia de Dumnezeu? Trăiesc eu liniștit și fără Dumnezeu? Când o să mor, o să văd eu dacă există iad sau rai. Ce gândire materialistă și superficială. Când omul acesta va ajunge în iad, nu mai are banii cu el și chiar dacă i-ar avea, nu i-ar folosi la nimic. Cum ajung oamenii în iad, neglijindu-și eternitatea, pentru o sumă de bani în plus de care de fapt nu are nevoie. Stimați prieteni, sper să nu fie greșit ceea ce spun. Avem nevoie de așa de puțin ca să trăim. Oricâți bani am avea, folosim o singură lingură să mâncăm și mâncăm doar o bucată de pâine și ne săturăm. Dormim pe o singură pernă, conducem o singură mașină, care indiferent dacă are scaune electrice sau nu, indiferent dacă știe să vorbească cu noi sau nu, de fapt este o mașină care ne duce dintr-un punct în altul. Nu vreau să pledez pentru sărăcie, ci pentru modestie, pentru echilibru, pentru omenie. Această stare de avariție și de megalomanie exagerată, părerea că noi suntem îngeri și superoameni, este de fapt o mare copilărie, să nu-i spun altfel. Oricine am fi, avem niște nevoi așa de mici și putem trăi, să nu spun supraviețui, putem trăi cu așa de puțin, însă nevoia noastră de a avea mult nu este că avem nevoie, ci atunci când avem mult, părem mai importanți decât alții. Și de fapt avem nevoie să părem mai importanți decât alții. Cât de mare, cât de reală, cât de autentică este această nevoie? Ce exprimă ea? Este aceasta înțelepciune, decență? Și vreau să mă apropii de încheiere, dragii mei, și să vorbesc puțin despre acest pământ înconjurat de spini și să spun că Biblia afirmă următoarele. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în bogății. Cât de înțelept este cuvântul lui Dumnezeu. Nu spune îndeamnă-i pe bogați să-și risipească banii, să-i dea săracilor, nici vorbă. Ci spune, îndeamnă-i pe bogat să nu se îngânfe, să fie modești. Dacă ești un om bogat, mulțumește-i lui Dumnezeu că ești în viață și că ai bani, dar ascultă-mă, nu te îngânfa. Fii un bogat echilibrat, fii un bogat înțelept, fii un bogat cu simțul măsurii. Îngânfarea nu-i necesară, banii da, dar de ce îngânfarea? Ce vrei să spui cu îngânfarea aceasta? Îndeamnă-i să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în bogății. Nu te încrede în bani. Astăzi ai câștigat, mâine poți să fii sărac. Încrede-te în Dumnezeu. Cu ajutorul lui ai făcut banii. Cu sănătatea de la el ai făcut banii. Prin mila și îndurarea lui ai făcut banii. Dacă inima unui om care ascultă Evanghelia e plină de plăcerile vieții, ele vor concura cu mesajul lui Dumnezeu pe care l-au auzit în timpul predicării din Biblie și vor avea de ales și întotdeauna aleg ceea ce este pentru el, nu pentru Dumnezeu. În încheiere, ultima categorie de pământ, pământul roditor, pământul bun. Pământul bun este lucrat, îngrijit și pregătit pentru semănat. Această categorie îl simbolizează pe omul care aude cuvântul și pe omul care înțelege cuvântul. Iată, dar auzirea și înțelegerea sunt două elemente absolut indispensabile. Diferența fundamentală dintre aceste trei categorii de pământ, respectiv de oameni, este faptul că unii înțeleg, alții nu. Condiția înțelegerii este o inimă bună și curată. În concluzie, subiectul principal al acestei pilde este semănatul și rezultatul semănatului. Adevărul principal al pildei este că nu toți cei care ascultă se vor converti. Există întotdeauna un procent de oameni care nu se vor converti, dar lucru încurajator pentru predicatori și pentru oamenii lui Dumnezeu este că întotdeauna când se predică Evanghelia, cineva se va converti. De aceea avem curaj să rostim cuvântul lui Dumnezeu în ciuda faptului că altcineva ironizează sau disprețuiește. Cineva se va converti. Tragedia principală a pildei este că nu toți convertiții vor rămâne convertiți și unii vor renunța. Din patru oameni, unul spune nu și pleacă.
3 rămân credincioși, dar din cei 3 credincioși, 2 renunță pe drum și mai rămâne 1. Aceasta este afacerea lui Dumnezeu. Investiția sa a semănat în toate cele 4 categorii de pământ. Însă, până la urmă, 1 la început și 2 mai târziu au spus nu, rămânând din 4 doar 1 ca profit al lui Dumnezeu. În încheiere, stimați prieteni, gândesc cu voce tare. Ce ar mai fi putut Dumnezeu să facă? Au fost 4 oameni, ca și cum 4 oameni ar fi pe toată fața pământului. Și la toți le-a spus aceleași cuvinte. N-a făcut diferență, a fost un Dumnezeu drept. Ce ar mai fi putut să facă? Unul din start a spus, nu-mi trebuie, și a plecat. Dacă ajunge în iad, cu ce e Dumnezeu vinovat? Ar trebui când treci pe roșu legea să te lase să treci, să nu te pedepsească? Crezi că ar fi mai bine așa? De ce Dumnezeu nu are dreptul să-l trimită pe omul ăsta acolo unde a ales de fapt? Unul s-a dus, au rămas 3. Din ăștia 3 între timp, datorită influențelor mediului, datorită neseriozității lor, datorită altor factori pe care noi mai aducem în discuție, 2 au renunțat. Au spus da, dar după un timp au spus I'm sorry și s-au întors și a mai rămas unul. De ce este așa? În toate 4 inimile s-au spus aceleași cuvinte, același mesaj. Pentru acești 4 oameni a murit Hristos, la fel, în egală măsură. Cum ar fi trebuit să moară Hristos, ca cel care a refuzat la început să nu refuze? Cum ar fi trebuit să moară Hristos altfel decât cum a murit, ca următorii 2 care au spus da la început, însă ulterior s-au răzgândit să nu se răzgândească? Cu ce a murit Hristos mai mult pentru ultimul care a spus da și a rămas cu da până la sfârșit? Nu-L putem învinovăți pe Dumnezeu la nesfârșit. El a murit prin Hristos pentru noi în egală măsură. Noi toți avem oportunitatea să credem, să ne convertim prin credință și căință și să primim mântuirea, nașterea din nou, devenind oameni iertați pentru cer, pentru eternitate. Dacă refuzăm, e dreptul nostru, dar este și responsabilitatea noastră. Și vom culege urmările. Iar cei care spun da și se răzgândesc, au dreptul să se răzgândească, dar vor suporta consecințele propriilor alegeri. Cei care au spus da, ferice de ei, și cei care rămân cu da până la sfârșit, în ciuda adversităților și dificultăților, ferice de ei. Acesta este investiția lui Dumnezeu și profitul său. Aș vrea, stimați prieteni, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ca să înțelegem Evanghelia și să spunem da. Apoi, să ne rugăm lui Dumnezeu ca după ce am spus da, să fie da până la capăt. Apoi, să ne rugăm lui Dumnezeu după ce am spus da și rămâne da până la capăt, să fim plini de rod ca niște oameni mari, maturi în Hristos, care îl servim pe Dumnezeu, onorându-L pentru că merită. Aș vrea să vă cer cu îngăduință să spunem rugăciune. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru mesajul ceresc. Îți mulțumim pentru Hristos care a coborât pe pământ prin întrupare și a devenit Mântuitorul nostru murind pentru noi. Îți mulțumim că ne chem la iertare și nu la judecată. Îți mulțumim că Tu ești un Dumnezeu bun care ne acozi grație. Îți mulțumim că ne primești iertându-ne trecutul care este așa de urât, mizerabil. Îți mulțumim, Doamne, că ești un Dumnezeu bun. Îți mulțumim că Tu ai plătit totul și noi intrăm în darul Tău. Ține-ne, Te rugăm, puternici, ca să fim consecvenți, să fim hotărâți, să fim perseverenți în ceea ce ne-am propus, să Te urmăm pe Tine. Dă-ne putere, Doamne, să rodim pentru împărăția Ta și să Te bucuri de noi. Ajută-ne să avem un alt rod în viață, nu înșelăciunea și minciunea pe care am practicat-o în trecut, înainte să Te cunoaștem pe Tine. Fă viața noastră un parfum pentru slava Ta și pentru bucuria celor care trăiesc în jurul nostru. Fă-ne niște oameni care să nu mai trăim în rușinea conștientizării păcatelor pe care le-am făcut, ci dimpotrivă în demnitatea unui stil de viață care Te imită pe Tine și pe Marele Mântuitor Iisus Hristos. Îți predăm viața, voința și îți mulțumim că ești cu noi, cu ai noștri și vei rămâne Tatăl nostru până la sfârșit, păstrându-ne în decizia de a Te urma și ajutându-ne să rodim pentru gloria Ta. Fie numele Tău lăudat în veci. Amin. Scumpii mei, mulțumesc pentru că ați avut răbdare, vă binecuvintez și mă rog lui Dumnezeu să vă facă parte de zile frumoase. La revedere!